Profit Point. Educația înseamnă profit. Bună ziua, bine ați venit la Markets on Play, emisiune în care discutăm despre oportunități în piețele financiare. Numele meu este Mihai Popescu, analist financiar în cadrul companiei Profit Point, iar astăzi vom discuta despre o analiză tehnică pe Bitcoin. Vrem să vedem puțin la ce preț se află acum și ce ar putea să facă următoarele zile. Vă reamintesc că tranzacționatul instrumentelor financiare reprezintă o activitate cu un grad de risc mai ridicat, iar astăzi vom vorbi strict despre opinia mea personală asupra acestui instrument. În momentul actual pe Bitcoin ne aflăm la pragul de 35.000 aproximativ și vom analiza puțin graficul din două perspective. Odată avem grafic, dacă nu face acest lucru, eu buy-urile aș putea să mă gândesc să le dau peste pragul de 37.000 aproximativ, cu targetul de profit până în zona de daily, unde pragul de 42.000 aproximativ și pragul de 30.000 aproximativ. Dacă este să respect analiza tehnică și să tranzacționez strict un trend lateral, eu aș putea să-mi fac următoarele scenarii. Odată să caut niște sell-uri de la pragul de 42.000 și niște buy-uri din apropierea pragului de 30.000. Deci cam asta putem să spunem în momentul actual despre graficul de daily. Dacă e să ne uităm pe un grafic mai mic, cum ar fi M30, putem să observăm câteva lucruri destul de interesante. În punctul acesta am avut o mișcare de consolidare aflată între 35.000 aproximativ și 37.000 aproximativ. Această mișcare de consolidare a fost parte printr-o lumânare de momentum, iar în momentul actual putem spune că avem un mini trend ascendent, având în vedere că mi s-a spart ultimul maxim, iar aici foarte important ce se va întâmpla în zona aceasta. Având în vedere că fix în punctul acesta mi s-a format o lumânare de momentum, mă pot aștepta ca în această zonă să fie o zonă de lichiditate, iar de aici prețul să se ducă în jos. Dacă nu face acest lucru, eu buy-urile aș putea să mă gândesc să le dau peste pragul de 37.000 aproximativ, cu targetul de profit până în zona de daily undeva la 42.000. Cam acestea sunt scenariile principale și pe mai departe așteptăm să vedem ce se întâmplă cu acest grafic. În rest, vă doresc o zi cât mai frumoasă și spor la tranzacționat. Profit Point. Educația înseamnă profit.